Great Plains a oficializat, se pare, colaborarea cu Tomita Grimachine. Ce înseamnă asta pentru compania pe care o reprezinți, Alex Bergin, și pentru fermierii din România? Salut! În primul rând, e, o, e un proiect la care eu și Andreea Tomazeli lucrăm de ceva ani. Pentru noi, ca și Great Plains, înseamnă o... o un, un, beneficiu pe care, pe care îl aducem în piață și o, o mână de ajutor, să zicem, pentru a, pentru a satisface toate cerințele clienților noștri. Tommy Tagri, pe lângă faptul că m-a ajutat în toți acești ani cu uh, promovarea produselor Grey Plains, de acum va putea oficial să și servească și să deservească clienții deja existență în România de, de, de Grey Plains, de, de Grey Plains. Andreea Tomazelli, am să te întreb același lucru. Care este beneficiul pe care ți-l aduce Great Plains, ție și companiei pe care o conduci aici în România? Da, în afară din ce a spus Alexandru mai devreme, sunt de acord cu ce a spus. Pentru noi, sigur, este o onoare faptul de a avea acum în ofertă noastră și brandul Great Plains. Avem foarte mare încredere în viitor în sistemul de lucru prin tehnologia Vertical Tilling, sistem de lucru vertical, motivul pentru care de ceva ani tot încercam cu Alexandru să intram pe piață la, în România cu acest sistem de lucru. Care sunt tehnologiile pe care crezi tu că sunt, se pliază cel mai bine pe fermieri în zona pe care o deserviți? No-Till, Minim-Till, Vertical-Till? Vertical tillage, sigur, este unul dintre sisteme care ne permit să conservăm apa în sol, motivul, un lucru din punctul nostru de vedere foarte important, pentru că situațiile și sistemul și meteo, cum s-a schimbat în ultimii ani, a determinat și am constatat că fermierii care aplică tehnologiile verticale în ultimii ani, pe în ultimii 3-4 ani și le-au aplicat în continuu, acum au rezultate foarte bune. Sunt singuri care întâlnim, care au rezultate bune folosind această tehnologie. În final, te-aș ruga să ne spui cum a fost piața anul acesta, cum au fost vânzările, ce așteptări ai de la anul agricol 2018-2019? Așteptările sunt totuși puțin în creștere în comparație cu anul trecut. A fost un an dificil, dar am reușit să derulăm contracte care au rămas în stand-by de anul trecut și atunci acest lucru ne-a permis să nu simțim foarte tare consecințele vremei și a secetei care a fost în toamna și până acum câteva zile. Pentru acest an bănuim că vom crește iar cifra și sper că în a doua jumătate anului să-și revină la normalitate acest sector agricol. ca fermierii m-aș bucura dacă aș putea recolta efortul lor depus.